Bună ziua, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mai prezenta câte ceva din achievement-urile companiei Eaton la nivel global și putem povesti și despre Eaton la nivel țărilor României. O să încep cu un lucru care este foarte important. Scopul nostru ca și companie este să îmbunătățim calitatea vieții, cât și a environmentului în care trăim, dar asta acum folosind managementul energiei. Managementul energiei este de nu numai cel electric, cât și hidraulic și mecanic. Vă spuneam și în celelalte prezentări pe care am avut la Energinomics, compania Eaton are o aplicare spre mai sau o implicare în mai multe domenii, nu numai cel electric, este și aerospațial și hidraulic și încercăm să facem lucrul ăsta să fie cât mai propriu pentru mediul în care trăim, ținând cont și de constrângerile în care suntem în momentul de față. Și pentru a ajunge la lucrul ăsta, că tot este vorba de energie verde și de Go Green, mi-am permis să pun câteva date, dar înainte de a ajunge la aceste date, nevoia de energie este din ce în ce mai crescută în momentul de față. Este nevoia de energie și este vorbim de energie electrică cu precădere și vorbim de energie electrică care să se producă cât mai clean, cât mai curat, cu impact foarte mare pe ce povesteau și colegii înainte pe decarbonare. Există în momentul de față restricțiile pe care vedeți și noastră accesul la combustibili fosili, care face ca prețul energiei să fie din ce în ce mai mare, nu numai restricții la acces, cât și din perspectiva războiului care este lângă noi. Și am pus aici pe tablă câteva lucruri foarte interesante, și anume că până în 2030, este acum în legătură și cu ce prezentau mai devreme colegii, va crește cu peste 27%, aproape cu 30%, cu o treime, nevoia de energie electrică. Bun. Asta înseamnă că, și mai mult de atâta, sunt previziuni, și asta nu sunt făcute de noi, sunt previziuni global, în care peste 3 sferturi din energia produsă va fi de energie de tipul verde. Și asta până în 2050. Mai mult de atâta, se vede, după cum observați, o nevoie foarte mare, sau mai bine zis, transportul sau o electrificare a transportului. Transportul este din ce în ce mai electrificat și se spune că peste jumate din transportul care va fi la nivel global, va fi până în 2050, va fi din zona electrificării. Deci, prin urmare, există o mare presiune de a face și a produce cât mai multă energie verde, însă există și restricții, și anume commitmentul pe care l-au făcut nu numai societatea, cât și toate guvernele, ca peste 50% din GDP-ul, din PIB-ul care se generează, să fie cu impact zero pe carbon. Și prin urmare, noi încercăm cu soluțiile pe care le avem să venim în întâmpinarea acestor challenge-uri care sunt la nivel global și care fac ca nevoia de a produce sisteme și soluții cât mai green să fie din ce în ce mai mare. Și de ce mi-am permis să pun această prezentare? Pentru că se produce energie verde, însă nu toate echipamentele care sunt pe acest flux de la producția de energie verde până la consumator sau până la priza noastră sunt parte din energia verde. Și un element foarte important și care este de bază în această comutație, cum se spune, este vorba de folosirea, și încă se folosește foarte mult, gazul de tip SF6. Și să vă spun că pentru un aparat de comutație se folosesc cam 2,5 kg de SF6. Imaginați-vă că pentru ăsta este nevoie de, sau este echivalentul la 58 de tone de carbon. 2,5 kg de SF6. Imaginați-vă câte întrepătoare de astea sau câte elemente de comutație sunt numai pentru un parc fotovoltaic de, nu vorbim de un megawatt. Dar cel puțin 2 elemente de comutație. Numărați megawatți ăștia pe care vorbim, mi-a prezentat mai devreme domnul, și o să vedeți
care este impactul la nivel global. Și prin urmare, noi am venit și ne gândim și suntem de peste 60 de ani cu o soluție. Este o soluție nouă, se cheamă X-Solar. Este, mă rog, latinesc cu soare de la sol și folosirea elementelor de comutație fără a avea SF6. SF6 e free. Și suntem de peste 60 de ani în acest, inclusiv în carta de la Tokyo care s-a semnat, și anume că vrem să dăm elemente, sau nu mai vrem să dăm, facem numai elemente cu vit. Noi nu avem SF6 în producția noastră. Din 1960 spuneam că suntem implicați în acest trend, în această dezvoltare de a produce echipamente care sunt friendly cu mediul înconjurător, în așa fel încât să ajungem să ne atingem misiunea de care povesteam mai devreme. Bun. Ce-și propune acest produs pe care vreau să vi-l prezint astăzi? În esență nu este ceva spectaculos, însă este un element, o să prezint puțin mai târziu, este un container care conține elementele necesare pentru a transfera energia de la invertere către consumatorul final, care conține echipament de medie tensiune, cum ar fi celule de medie tensiune, echipament de medie tensiune, joasă tensiune transformatoare, cât și echipamente de joasă tensiune pe 800 de volți care să primească energia de la invertere. Noi se cheamă plug and play, dar numim așa pentru că practic odată ce se pune pe poziție, se conectează foarte repede cablul la el și permite să intre foarte repede în producție. De ce? Pentru că unul din elementele importante, și chiar discutam ieri cu o companie care este destul de implicată în aceste elemente de proiectare și dezvoltarea parcurilor, este cel al momentului în care reușește să intre să producă energia sau să livreze către sistem acea energie pe care o face. Cu cât pierde mai mult timp în a dezvolta sau finaliza un astfel de proiect, cu atât mai mult timpul în care returnează banii către bancă este mai lung. Acolo arată așa o poză foarte interesantă, că joacă de copii după aia pe măsură ce reușim să dăm, ce odată pus pe poziție un astfel de element, este o joacă de copii categorică. Și copilul acela din poză trebuie să știe să folosească echipamentele de medie tensiune. Câteva elemente de benefit. Este, spuneam mai devreme, plug and play. Este safe. Se respectă toate normele. Este tot timpul on. Nu este nevoie de... Nu avem echipamente de fuzibil și alte lucruri. Și mai mult de atâta, nu are nevoie de întreținere. Este free maintenance. Lucru care permite, mai ales în astfel de situații, o disponibilitate și o scalabilitate foarte... Și este și scalabil. Repede despre produsele care sunt. Elementele de echipamente de medie tensiune, echipamentele de transformatoare, echipamentele de joasă tensiune cu conectare directă, spuneam mai devreme, către invertere. Și cam așa arată o soluție pentru viitorul de astăzi chiar.